Prințul Cerșetor. A fost odată un împărat. Și împăratul acesta avea o fată minunat de frumoasă, nu altceva. Dar atât de mândră și tufașă, de nu găsea niciun pețitor pe gustul ei. Fiecăruia îi găsea câte un cusur. Ăsta e ca o butie. Ia te uite ce lunga, nu-l ajung nici într-un an. Ăsta e scurt și îndesat, n-are mutră de bărbat. Prințesă, privește-mă! Ia te uite ce roșcat, crestă de cocoș, băi. Ei, drăcie, ăsta are o bărbie ca un cioc de sturn. Ce spui tu, fată dragă? El e tânăr, e împărat. Ce nu-ți place? Tată dragă, pețitorii de aici nu-mi plac. Dacă ție nu-ți plac cavalerii de față, jur să te dau celui din tâi cerșetor care va bate la poarta palatului meu. După scurt timp, un vie cerșetor trecu pe la terestele palatului, cântând și așteptând răsplată câțiva bănuți. De cum îl auzi, împăratul porunci unui slujitor: aduceți-mi-l îndată aici, pe cântărețul de afară. Îndată, măria ta! Vreau să-l văd cum arată. O fi bun ca soț pentru fica mea. O, dar iată-l! Ei, un tânăr chipeș, deși straile îi sunt cam jerpelite. Tinere, apropie-te. Maria ta, mi-a plăcut cântecul tău tare mult și m-am hotărât să-ți dau drept răsplată pe fata mea de soție. Tată. Maria ta, dar eu nu sunt decât un biet cerșetor. Tată, te rog, te am rog. Am făcut legământ, fată dragă, să te dau de soție celui dintâi cerșetor care va trece pe aici. Și o să-mi țin jurământul dat. Nu se poate una ca asta, mai lasă-mi un răgaz. Te vei căsători acum, așa cum am spus. Trebuie să se cunune cu tânărul cântăreț prepășit la palat. Fată dragă, crezi că se cuvine ca o nevastă de cerșetor să locuiască sub acoperișul meu? Ia-ți bărbatul și du-te la casa lui. Ce pace, își urmă soțul bătând drumurile pe jos. Și ajungând într-o pădure mare, nevasta îl întrebă: pădurea asta mare, a cui să fie oare? A lui Ciocă de Sturz, crai. Și-ar fi fost și-a ta de bărbat dacă-l luai. Din cauza trufiei dădui de nevastă, ce trai aș fi dus de rămas nevastă. Mai merseră și mai merseră și iată că ajunseră într-o lungă și tânăra femeie întrebă: da, lunga asta verde, a cui să fie oare? A lui Ciocă de Sturz, crai. Și-ar fi fost și-a ta
de bărbat dacă luai. Din cauza trufiei dădui de năpastă. Ce trai aș fi dus de rămas nevastă. Mai mersei multă vreme și numai ce de dură tu-n oraș mare. Și-ar întrebă din nou pe tânărul cântăreț cerșetor. Orașul ăsta mare, al cui să fie oare? Al lui Cioc de Sturz, crai. Și-ar fi fost și al tău de bărbat dacă luai. Din cauza trufiei dădui de năpastă, ce trai aș fi dus de rămas nevastă. Nu-mi place să te tot aud tânguindu-te că n-ai alt soț. Dar ce? Eu nu ți-s potrivit? Îți delepădat? În cele din urmă, tinerii căsătoriți poposire la o colibă mică, 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 mititică. Și femeia întrebă. Vai, Doamne! Cine locui în coliba asta? E derăpânată din calea afară. Vrei să știi cine? Da. Până nu demult am stat singur în ea. Dar de acum încolo o să locuim împreună. Da, unde sunt slugile? Care slugi? Slugile. Care slugi? De aici înainte tu singură trebuie să ai grijă de toate. Ia du-te și aprinde focul. Pune apă la fier. Să faci o mămăligă. Că nu mai pot de flămând și de ostenit ce sunt. Eu nu știu să fac nimic. N-am făcut în viața mea mămăligă. Cum o să fac? Bine, atunci am să-ți arăt eu cum se face. Ca să înveți și tu. Și femeia a început după puțin timp să deritice prin casă și să facă bucate. Dar câștigul soțului era prea mic. Și atunci se apucă să împletească coșuri de răchită, să toarcă lână și chiar să facă negoț cu oale și străchini din lup. Tare prost am fost că m-am cununat cu tine. Nu ești bună de nimic. Dar ca să nu zici că-ți caut pricină degeaba, uite, am să încerc să fac niște oale și străchini din lut pe care tu să le duci la vânzare în piață. Vai de mine! Dacă s-ar nimeri să vină tocmai atunci prin târg oameni din ținutul tatălui meu și or să mă vadă că vând bride și oale, or să râdă de mine. Dar nu să murim de foame din cauza lor! Negoțul merse bine până într-o zi. Ia ulcele! Dăm două strecii și cinci ulcele. Pe care le dorești? Uite alea cu floricele albe și ulcelele cu dungă galbenă. Da, poftim. Așa, acum ia ține banii. Mergi sănătos! Vânzare bună! Hai! Călărețul a intrat cu cal cu tot în grămada mea de oare și le-a făcut praf pe toate. Ce să zică bărbatul meu de paguba asta? Să mă duc repede acasă să-i spun ce-am pățit. Cine naiba a mai văzut să te așezi cu marfa tocmai în gura pieții, în drumul călăreților? Ia nu te mai boci atâta, că și un prost ar înțelege că nu ești bună de nicio treabă. Uite,
Am fost la palatul împărătesc și am întrebat dacă au nevoie de vreo slujnică la bucătărie. Mi-au spus că au să te primească, dar fără simbrie, numai pe mâncare. Biata de ea își legase de amândouă buzunarele câte o ulcică și în ele aducea resturile rămase de la masa împărătească. Cu bruma asta de mâncare își înșela foamea alături de bărbatul său. Dar iată că într-o zi își deduse și ea sărmana să privească sala tronului care strălucea în lumina candelabrilor și a straielor oaspeților. Deodată se ivi în sală și feciorul împăratului, care cum o văzu, o prinse de mână și vrut să o ducă în mijlocul oaspeților. Nu, vă rog, vă rog, nu pot să apar așa în fața invitaților, vă rog. Nu, frumoasă, hai, nu te teme. Nu, lăsați-mă să plec, vreau să plec, vă rog. Au! Ia-te, uite, ia-te, uite la sărăntoaca aia. Dar ce caută o slujnică printre oameni? Feciorul împăratului o aduce înapoi. Ia, face tot, face tot. Hai, nu te teme. Ce? Nu mă mai recunoști? Eu sunt cântărețul cerșetor cu care ai stat în coliba aceea micuță. De dragul tău m-am prefăcut în cerșetor și călărețul care ți-a spart oalele în târg, tot eu am fost. Și toate astea le-am făcut ca să-ți înfrâng trufia și să te pedepsesc pentru felul în care m-ai bat jocorit. Cât de nedreaptă am fost. Nu mai sunt vrednică să-ți fiu nevastă. Lasă, draga mea, acum totul a trecut și o să facem o nuntă, să se ducă vestea în lumea toată. Cum nu s-a mai văzut. N-am fost și eu acolo la nunta aceea.